Au fost clipe de teroare în orașul spaniol Barcelona după ce un individ a furat un camion plin cu butelii, apoi a pătruns pe contrasens și a condus cu viteză într-o zonă aglomerată din centrul metropolei. 20 de polițiști cu 6 mașini au intervenit pentru a-l opri pe șoferul care, conform martorilor, părea a fi sub influența drogurilor. În goana sa nebună, el a lovit mai multe mașini care i-au ieșit în cale. Oamenii legii au tras mai multe focuri de armă și au reușit să-l rețină pe suspect. Este vorba despre un cetățean suedez în vârstă de 33 de ani. Deocamdată, oficialii nu au putut indica dacă este vorba despre o încercare de atac terorist sau doar despre o tentativă de jaf.